Leonardo DiCaprio este un adevărat Casanova. Lista sa de cuceriri de-a lungul timpului este incredibil de lungă și plină cu celebrități. Haideți să vedem și noi câteva dintre femeile care l-au fermecat pe celebrul actor. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Bridget Hall a avut onoarea de a fi primul model care s-a cuplat cu Leonardo DiCaprio. Chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat vreodată relația, în presa străină s-a scris că actorul ar fi fost cel care a părăsit-o pe blondină. S-au iubit o singură noapte, după care DiCaprio nu a mai căutat-o pe Bridget. Când au jucat în Romeo și Julieta în 1996, fanii au speculat că Leonardo DiCaprio și Claire Danes au format un cuplu. Se iubeau cu foc în văzul tuturor și păreau cuplul perfect atât în scenele pe care le jucau, cât și în viața reală. Cei doi nu au recunoscut niciodată că ar fi fost împreună. Cert este că relația nu s-a sfârșit deloc bine. Leo și Claire ajunseseră în punctul în care așteptau cu nerăbdare să se termine filmările pentru că nu mai suportau să petreacă timpul împreună. Blondina cu chip angelic l-a considerat pe Leo mult prea imatur, iar el o vedea pe ea mult prea sensibilă și fără simțul umorului. Brittany Daniel este o altă femeie din viața celebrului actor. Când avea 20 de ani, Brittany l-a cucerit pe Leo în jurnalul unui basketbalist. Ei bine, se pare că povestea s-a repetat și în viața reală. S-au cunoscut pe platoul de filmare și s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt. Dar nici relația cu Brittany Daniel nu a ținut prea mult. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Puțin știu că Leonardo DiCaprio a avut o idilă fierbinte și cu Naomi Campbell. Nu a fost ceva serios, ci o simplă aventură și cum lucrurile nu au mers prea bine între ei, au decis să rămână doar prieteni. Temperamentul vulcanic, crizele de gelozie și posesivitatea divei l-au îndepărtat rapid pe actor, care a continuat să schimbe iubitele ca pe șosete. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the moon come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. O altă domniță despre care se zvonește că s-a iubit cu Leo este Elena Christensen. Se pare că cei doi ar fi avut o relație în perioada filmului Titanic. Ei bine, nici ea nu l-a cucerit iremediabil. In the meantime, let me tell you that I love you. Buona sera, signorina, kiss me good night. Una dintre cele mai tumultoase și scandaloase relații pe care le-a avut a fost cea cu frumoasa Eva Herzigova. Cei doi au avut o aventură pe vremea când Eva era căsătorită cu toboșarul trupei Bon Jovi, Tico Torres. Altă poveste de iubire despre care au curs râuri de cerneală în multe tabloide a fost cea pe care Leo a avut-o cu Madalina Ghenea. Pozele cu cei doi au făcut repede în conjurul planetei, dar nici nu fusese bine difuzată știrea care anunța povestea lor de dragoste, căci Oltean ca și protagonistul din Titanic s-au și despărțit. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see.